După ce a stat sub semnul întrebării posibilitatea acordării voucherele de vacanță din cauza lipsei fondurilor, administrația locală a găsit soluția pentru a oferi tichetele de vacanță de 1450 de lei la începutul lunii viitoare. Ca urmare a unor economii rezultate din diferențele între valorile estimate ale unor investiții și cele rezultate efective în urma licitațiilor, bugetul local poate suporta la acest moment acordarea voucherelor de vacanță categoriilor îndreptățite prin lege la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea. Drept urmare, primarul Mircea Gătău a decis asumarea acestui efort financiar de peste 1 milion de lei printre beneficiarii acestor vouchere, numărându-se, alături de personalul din aparatul de specialitate al primăriei și cel din instituțiile subordonate, cei aproximativ 180 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap, precum și cei 133 de medici, asistenți, infirmieri și îngrijitori din cele 7 creșe administrate de municipalitate. În funcție de data finalizării demersurilor de achiziționare, distribuirea efectivă a acestor vouchere se estimează pentru începutul lunii august. Vouchere de vacanță pot fi folosite doar pentru unități din țară.